Alde Gorj nu a stabilit încă persoana care ar putea fi susținută pentru postul de subprefect. Vicepreședintele Alde Gorj, Ninel Muja, dă însă asigurări că sunt mai multe persoane în partid care ar putea face față unei astfel de funcții. Cât despre Niculina Mocioi, Muja spune că încă nu s-a discutat despre nume, iar acest lucru se va face săptămâna viitoare. Ion Rușeț a spus că Niculina Mocioi are șanse de a fi susținută pentru funcția de subprefect. Liderii Alde Gorj spun însă că nu s-a discutat despre numele persoanei care va fi susținută pentru funcția respectivă, pentru că nu s-a făcut algoritmul la nivel național. În primul rând vreau să vă spun că la momentul ăsta nu s-a discutat și nu sunt stabilite la nivel de București funcțiile și ce vom lua la nivelul județului Gorj. Ca atare, nu putem discuta de nume. În altă ordine de idei, socialdemocrații anunță că sunt mulțumiți de faptul că viitorii prefecți și subprefecți nu vor mai fi nevoiți să renunțe la funcția politică. Nu e o noutate că de 2 ani de zile se discută modificarea legii, pentru că în 2006, așa era, dar e obligatoriu să avem în cadrul prefecturii un secretar general de prefectură, pentru că așa cum este la primărie secretarul primăriei, așa cum e la Consiliul Județean secretarul județului, e foarte important ca cineva să ducă mai departe activitatea indiferent de modificarea aspectului politic. Ciprian Florescu are cele mai mari șanse să fie susținut de PSD Gorj pentru funcția de prefect.